Studenții sosit sâmbătă de la Universitatea de Arhitectură din Madrid au luat deja primul contact cu municipiul Câmpul Lung, zona vizată de aceștia fiind centrul istoric. De astăzi, în urma întâlnirii oficiale pe care am avut-o la ora 10, ei au intrat în programul de proiect, zona vizată fiind zona centrală și anume fronturile la stradă ale clădirilor de pe Bulevardul Pardon, analize, identificare greșeli, identificare elemente valoroase, propuneri de variante de restaurare, propuneri de amenajări în zona centrală, în corelație cu maniera în care va fi reabilitată această zonă. Primăria Câmpul Lung a depus în această perioadă o serie de proiecte care vizează Fondul Cultural Național. Unul dintre ele se referă la realizarea codului urbanistic și a manualului de bună practică în domeniul conservării monumentelor și restaurării acestora. Atelierul de arhitectură de anul acesta este la a treia ediție, după cum știți, și la această ediție va parcurge primii pași în vederea realizării acelui cod urbanistic și manualului de bună practică. Acele documente vor fi realizate în cadrul unui proiect pe Fondul Cultural Național cu studenți români și cu profesori de la o instituție de învățământ superior din România și vor fi însoțite aparițiile acestor documente și de campanii de conștientizare desfășurate cu proprietarii sau chiriașii de astfel de clădiri.